Bună, dragilor, și bine ați revenit pe acest canal. Astăzi aș vrea să descoperim împreună ce conține cutia Loc Fantastic de luna aceasta. A ajuns un pic mai devreme la mine, dar nu am apucat să filmez acest video, așa că astăzi o deschidem și vedem exact ce conține. Am deschis-o deja, trebuie să recunosc, deci știu ce conține, dar am zis că vine să vă arăt și vouă. De fiecare dată cutia este aceeași, nu foarte drăguță, dar... Mă bucur să descoper în interior niște produse interesante, pentru mine personal cel puțin, nu știu dacă și pentru voi, dar poate e ceva ce v-ar interesa și pe voi, așa că zic să și începem. Avem în primul rând un produs de la un brand de la care nu cred că am mai folosit nimic. Este un ulei de machiant de la brandul Pai. Așa arată. Este o miniatură, are 10 ml, este un produs vegan. Zice aici că se masează pe tenul uscat, după care se clătește cu apă și ea se evita zona ochilor. Da, nu știu ce să zic de brandul acesta, din câte văd este un brand din UK, nu. Asta se pare că nu funcționează suficient de bine, dar da, este un brand din UK, o să îl testez, o să vedem exact ce e cum e. Nu cred că are miros sau cel puțin nu simt niciun fel de miros la el, dar mi se pare interesant pentru că chiar vreau să testez mai multe produse de demachiere și să văd care îmi place mai mult. După aceea, avem un produs care s-a cam strâns aici într-o parte. Este sigilat. Și este un scrub, dar să vedem exact pentru ce este. Este de la Colistar și este un scrub pentru corp, cred. Pentru că zice aici că ajută la fermitate. Talasso Scrub Rasodante. Nu scrie în engleză, deci nu știu ce să vă spun. Zice aici că conține uleiuri esențiale și extract de cireșe. Este de la Colistar, care este un brand italienesc și așa arată ambalajul. E foarte interesant. Are 70 de grame, dar surprinzător, ambalajul acesta este jumătate gol. Dar este sigilat. Deci nu pot să comentez că a umblat cineva la el, pentru că are partea aceasta de plastic și este sigilat, dar o să-l testez chiar și așa și vedem exact ce face. Având în vedere că este pentru fermitate, probabil o să-l folosesc mai mult pe coapse și zonele acelea. După aceea avem și o ojă de unghi de la un brand tot așa londonez, din câte văd, Be Your Incredible Self with Nails Inc. Nu este tocmai o culoare de vară, așa cum aș putea spune că sunt eu astăzi, dar nu este nici foarte nașpa culoarea. Este mai degrabă un maro spre nude. O să testez și văd exact dacă îmi place sau nu. Nuanța se numește Cred Bear With Me. Și e un produs full size. După aceea mai avem un produs de păr de la We Are Paradox. Se pare că brandul acesta este destul de prezent în cutiile lui Fantastic pentru că l-am avut în mai multe cutii, nu neapărat acest produs, dar de la brandul acesta. Și zice că este un Game Changer Hair Mask, o mască pentru păr care ar trebui să facă minuni pentru părul nostru, o mască pentru reparare. Hidratează părul, este un produs sustenabil, vegan. Da. Are, stați să văd unde scrie. Aici. Are 30 de mililitri și acesta este produsul, l-am mai avut de la ei. Mi se par ok, nu cred că le-aș cumpăra, adică să mă duc în magazin să cumpăr, pentru că nu mi-au plăcut atât de mult, dar sunt interesante. De la Course. De la aceștia. Avem o mască de față cu iaurt grecesc, Probiotic Superdose Face Mask. Zice aici că ajută la rebalansarea echilibrului de pe ten și la hidratare. Tot așa, de la ei cred că am mai avut ceva produse în cutia Look Fantastic, dar separat sigur nu am testat nimic în afară de ce este aici.
Doamne, mic scrie, stați să văd aici. Zice că se folosește de 2-3 ori pe săptămână, se aplică pe tenul curat, evitându-se zona ochilor pentru aproximativ 10-15 minute, după care se îndepărtează. Sau zice că se poate folosi ca și un produs peste noapte, adică să-l aplicați seara înainte de culcare și să-l lăsați pe față până dimineață. Și abia dimineață să vă demachiați. Are 20 de mililitri. Așa, și cam asta ar fi ce e așa mai interesant. Și zice că în proporție de 94,6% conține ceva chestii naturale. Iată. Și ultimul produs, aș putea spune că este un produs de make-up și este un Velvet Lip Liner, pe care voi desigur că nu o să-l vedeți cum trebuie pentru că este prea lucios ambalajul. De la Seattle London. Eu știam că ei au produse pentru unghii, nu știam că au foarte multe produse de make-up. Am de la ei un iluminator foarte drăguț, dar produse de make-up multe nu am. Și aș fi vrut să-l folosesc pe acesta astăzi, însă este într-o nuanță un pic cam închisă și eu am vrut așa un look colorat și roz și nu prea se potrivea cu ce aveam eu în minte. Însă așa arată creionul și este din acesta mecanic care se învârte. Sunt foarte curioasă cum o să fie. Stați-vă dacă zice ceva de nuanță. Cei de la Seattle London sunt un brand vegan și aprobat de cei de la PETA, sunt cei care se ocupă de protecția animalelor și așa mai departe. Zice aici că este un produs de lungă durată, long wear lip liner, iar nuanța se numește Coco. Aceasta este. Nu știu de ce, în momentul în care pregătesc cutiile acestea, nu reușesc să adune, să zic așa, produse care să fie în ton cu, nu neapărat aș zice cu vremea, ci în ton cu sezonul. Pentru că maroul acesta, de exemplu, de la creion și cu nude maroniul acesta de la lacul de unghi, l-aș vedea mai degrabă purtat undeva în sezonul de toamnă sau când intrăm spre toamnă. Acum aș vrea mai mult culori din acestea mai vesele. De exemplu, la creionul de buze, dacă ar fi fost într-o nuanță cum este aceasta, o piersicuță, mi s-ar fi potrivit sau mi s-ar fi părut mult mai potrivit decât așa. Dar e ok și așa, eu mă bucur, v-am zis că în fiecare lună am ocazia să testez produse și să descoper ce îmi place și ce nu-mi place de la ei și desigur că aici avem cartonașul cu codul de bare pe care putem să-l scanăm ca să citim revista și să vedem exact ce o să fie luna viitoare. Și că vorbim de luna viitoare, stați așa să scanez pentru că sunt foarte curioasă. Ei de fiecare dată arată un produs care o să fie luna viitoare în cutie și de acela sunt cel mai curioasă. Stați așa să vedem. Cred că trebuie să mă duc până la capătul revistei. Păi zice. Luna viitoare o să avem de la Elemis un toner rehidratant. Acesta de aici o să fie în cutia de luna viitoare. Mi se pare ok, mai ales că mie îmi plac produsele de la Elemis, am mai avut de la ei un toner. Așa. Dar nu înțeleg ce treabă are. Așa. Ce produse am primit? Astea, 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 da. Dintre produsele primite, aș mai fi putut primi și acestea două. Tot așa, nu știu dacă știți, însă ei de multe ori fac cutiile un pic mai diferite. Diferă 1-2 produse din cutie. Au fost situații în care am văzut că erau fix aceleași produse toate cutiile sau au fost situații în care s-au schimbat. De exemplu, acum puteam să primesc altceva, unul dintre celelalte produse care le-au pregătit ei. Dar e ok și așa, eu sunt fericită de masca de față de noapte, sunt cea mai fericită și desigur de produsul acesta de la Pai de curățare, care nu știu cum să vă zic, dar din ce văd eu aici este până aici. Asta mi se pare un pic cam nașpa, pentru că ăsta e la jumate.
Ăsta nu este full size, adică are 10 ml, dar în ambalaj e doar jumătate din el. Dar e ok și așa, din punct de vedere a prețului pe care îl plătesc în fiecare lună pe cutie, mi se pare destul de ok și nu pot să mă plâng, adică chiar îmi face plăcere să primesc cutiile astea lunar acasă. Asta a fost cutia de luna aceasta, acesta a fost clipul de astăzi și eu sunt foarte curioasă să-mi spuneți dacă deja ați început pregătirile pentru primăvară, pentru vară și, desigur, dacă ați folosit ceva din cutia aceasta. De produsele astea de la Colistar am auzit că sunt destul de renumite, eu nu le-am folosit, și că sunt foarte bune produse pentru corp și așa, așa că abia aștept să folosesc scrubul acesta să văd. Nu cred că o să văd mare diferență, având în vedere că are 70 de grame, poate mi-ajunge să-l folosesc de două ori, dar auzisem la un moment dat că au ei niște capsule pentru fermitate și că multă lume le recomandă. Nu le-am folosit, dar dacă voi le știți și vi s-au părut ok, ziceți-mi și mie. Mulțumesc de vizionare, ne vedem data viitoare și stați pe aproape, pentru că dacă mi-e socotelile, atunci urmează să avem un nou haul cu produsele pe care am să mi le cumpăr din concediu, dacă găsesc tot ce vreau eu în magazin. Să aveți o zi frumoasă, o seară minunată și ne vedem data viitoare. Vă pup!